Bună ziua! Bine ați venit la conferința noastră de presă de azi. Sunt împreună cu domnul prim-vicepreședinte al Organizației Județene, domnul Valer Pișan. O să abordăm două teme. Prima este legată de deciziile luate de Parlamentul României în această săptămână care se încheie și cea de-a doua temă este legată de Partidul Național Liberal, decizii luate în Consiliul Național din data de 11, respectiv decizii luate de Biroul Permanent Județean a organizației noastre în ultima perioadă. O să vă rog să îmi permiteți să încep cu primul subiect. Sigur, o săptămână încărcată din punct de vedere al deciziilor și deciziilor politice, numai deciziilor Parlamentului României, dar eu o să fac referire azi la trei aspecte care mi se par, sau mi s-a părut importante în această săptămână. Primul element care vreau să-l subliniez în fața dumneavoastră este legat de adoptarea bugetului de stat, respectiv a bugetului asigurărilor sociale pentru anul 2016. După cum știți, bugetul de stat, respectiv bugetul asigurărilor sociale, a fost adoptat cu o largă majoritate. Practic, parlamentarii ALDE au fost singurii parlamentari care au votat împotriva bugetului în această săptămână, în ședința de plen reunit din data de 16 decembrie, miercuri. Măsurile și dezideratele liberale se regăsesc în acest buget. Și când spun acest lucru, mă refer la alocări suplimentare în raport cu anul 2015 și în raport cu ceilalți ani pentru educație, pentru sănătate și pentru apărare. Totodată, o solicitare imperativă a Partidului Național Liberal a fost cea legată de alocările pentru investiții. Alocările pentru investiții au fost crescute considerabil. În opinia noastră, crescând alocările pentru investiții, nu facem altceva decât să asigurăm o dezvoltare durabilă a României și implicit să creăm locuri de muncă. Noi, Partidul Național Liberal, așteptăm de la Guvernul Cioloș să gestioneze bugetul pentru anul 2016 pe principiile enunțate, susținute în fața Parlamentului de către primul ministru al Guvernului României, domnul Dacian Cioloș. Principiile le cunoașteți și le subliniez și eu încă o dată. Prioritizare, transparență, eficiență, prudență și predictibilitate. Acestea sunt principiile asumate de către primul ministru, domnul Dacian Cioloș, și noi, cei din Partidul Național Liberal, așteptăm ca aceste principii să primeze în gestionarea bugetului pentru 2016. Personal am certitudinea că guvernul Cioloș își va întoarce fața și către Sălăjeni. Pentru guvernul Ponta, Sălajul nu a existat pe harta bugetelor gestionate netransparent în scopuri electorale. Am certitudinea, încă o dată subliniez, că guvernul Cioloș își va întoarce fața către Sălăjeni și aș vrea să vă dau un prim exemplu, un prim motiv, și anume hotărârea de guvern privind alocarea sumei de 650.000 lei pentru reconstrucția școlii gimnaziale Iaz, școală, după cum știți, care a ars într-un incendiu nefericit în urmă cu câteva săptămâni. Și aș face o trimitere către modul în care guvernul Ponta
și a bătut joc de sălăjeni, de sălăjenii afectați de dezastre naturale din vară, special mă refer aici la localitățile Bobota, Derșida, Surduc, dau doar trei exemple, în care banii au fost foarte puțini, au fost alocați extrem de târziu și într-o manieră total netransparentă. V-am dat un exemplu în care guvernul Cioloș s-a uitat la necesitatea, nevoia de a reconstrui o școală, de data aceasta, o școală care a ars în urma unui dezastru, cum spuneam, întâmplat în urmă cu câteva săptămâni. Modul în care a acționat guvernul Cioloș este de salutat. Practic, alocarea banilor necesari s-a făcut 100%, deci suma solicitată a fost alocată integral și era alocată mai repede dacă unele instituții responsabile cu solicitarea către Guvernul României acestor sume urmăreau această solicitare cu mai multă atenție. Suntem în prag de sărbători și nu vreau să intru în foarte multe detalii și să fac trimitere către oameni. Dar am văzut că unele instituții mergeau, au fost de mai multe ori la Iaz, după fiecare vizită dădeau un comunicat de presă, însă au uitat să urmărească solicitarea adresată Guvernului României. Am făcut-o noi și îi mulțumesc încă o dată domnului prim-ministru Dacian Cioloș pentru modul în care a răspuns nevoilor celor din localitatea Iași.